ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea încotro. Vom aborda astăzi teme precum sănătatea emoțională versus sănătatea mentală și pentru aceasta o avem alături de noi pe doamna psiholog Amelia Tița. Bună ziua, doamnă, și bine ați venit la noi în platou. Bine v-am găsit. Doamna Camelia, aș vrea să vă întreb dacă există o legătură între aceste două teme, sănătate emoțională, sănătate mentală, sunt ele diferite sau este același lucru? Nu putem vorbi de una fără cealaltă. Deci ele împreună și fiecare în parte dau starea de sănătate. Sănătate mentală, sănătate emoțională, sănătate în corp fizic sau, mai zicem noi, sănătate psiho-emoțională. Pentru că omul nu este numai minte sau numai suflet sau numai corp fizic, ci este un complex, un sistem și minte și suflet și corp fizic și atunci fiecare dintre aceste componente au propria contribuție la bunul mers, să zicem, al întregului sistem. Să-mi spuneți, vă rog, problemele de sănătate pot apărea din cauza acestor afecțiuni emoționale, să zicem, care ar fi aceste afecțiuni? Deci, creierul uman are două emisfere, emisfera stângă și emisfera dreaptă. Dacă emisfera stângă este mai mult setată, să zicem, pe programe de cunoaștere, de rigoare, de disciplină, de științifice, care lucrează cu cifre, cu lucruri foarte exacte și precise. Emisfera dreaptă este mai mult programată, să zicem, așa este ea făcută, pe emoții, pe iubire, pe partea artistică, pe creativitate, intuiție, pe visare, pe idealuri. Și atunci, sigur că când vorbim despre sănătatea mentală, ne gândim la partea aceasta rațională, da, care presupune gândire, și când vorbim despre sănătatea emoțională, ne gândim la modul cum ne raportăm la ceea ce ni se întâmplă. Da? Acolo există o parte foarte importantă în creierul nostru, în lobul temporal care se numește amigdală, în sistemul limbic, care se ocupă cu prelucrarea emoțiilor și chiar și amintirile noastre sunt plăcute sau neplăcute în funcție de valența pe care o dăm noi, în funcție de ceea ce simțim noi. Deci, reglarea emoțională, autocontrolul este foarte important pentru starea noastră de sănătate. Pentru că situații și experiențe de viață întâlnim cu toții de tot felul. Pot fi drame, traume, pierderea persoanelor dragi, situații de boală, poate incurabilă, boli foarte grave și situații de tot felul așa. Contează foarte mult cum se raportează omul la aceste situații, dacă se lasă copleșit, să zicem, și este foarte afectat și sunt oameni și în situații foarte grave, cum spuneam, poți să simți că se sfârșește pământul, că ți s-a terminat viața, că da, sunt momente și din acestea în viață. E, contează foarte mult, spuneam, capacitatea omului de a face față acestor situații. Mai vorbim, se mai numește reziliență, capacitatea omului de a se adapta și de a-și reveni. Știți că până la urmă cam asta este, cădem, ne ridicăm, cădem că nu prea avem încotro, adică viața este despre a merge înainte, nu este despre a merge înapoi caracu. Și atunci, sigur că ar fi minunat să ne focusăm, să punem accent pe dezvoltarea emoțională, a inteligenței emoționale și tot se vorbește că inteligența emoțională ar fi chiar mai importantă decât inteligența cognitivă, acel EQ, inteligența emoțională. Și mai este un concept așa mai nou despre inteligența spirituală, care are legătură cu inteligența emoțională și inteligența cognitivă. Sau în neuroștiințe a mai apărut o ramură care se numește neuroteologie, care se ocupă cu relația dintre prelucrarea mentală, dintre gând, deci
creier și experiențele spirituale. Deci omul, ca să fie sănătos, și noi când vorbim despre sănătate, în general ne raportăm, ne gândim la corpul fizic. Dacă suntem pe picioare, dacă suntem funcționali, ne gândim că mergem înainte, suntem sănătoși. Dar sunt situații când nu se mai întâmplă asta și te răpune, te poate pune la pat, fie că e o răceală banală, fie că este o boală mai gravă, cum spuneam, ireversibilă. Indiferent care este așa situația, noi trebuie să învățăm să ne reglăm emoțiile, să ni le controlăm, să ne dezvoltăm pe partea aceasta. Și asta se face prin diferite metode, cu ajutor specializat sau nu. Dacă ești autodidact, poți să înveți diferite metode și de pe internet, da, de respirație, de relaxare, de meditație. Sunt multe metode care ne învață și ne ajută să ne reglăm emoțiile, dar neapărat. Deci dacă din punct de vedere emoțional noi nu suntem echilibrați, n-avem cum să fim sănătoși. Și tocmai m-am întors de la conferința Vizionarii de la București, unde am avut bucuria să-i ascult pe domnii profesori universitari, doctorii Vlad Ciurea, domnul profesor Constantin Dulcan, domnul profesor și părintele Constantin Necula și domnul doctor Cristian Andrei, care fiecare dintre dumnealor s-au referit la aspecte de sănătate, sănătate holistic, da, vorbind sănătate generală, și sănătate mentală și emoțională în parte. Starea de fericire, care este condiția sine qua non a sănătății omului, depinde de sănătatea emoțională. Nu putem fi fericiți. Vedeți, noi în viață suntem conduși de emoții, de partea, emoțiile care sunt în subconștientul minții noastre, da? Acolo, într-un demisol, zic eu. Eu compar așa când vorbesc despre lucrurile acestea, mintea noastră cu o construcție, o casă, și zic că partea conștientă, da, conștientul nostru este parterul, deci un etaj, și subconștientul este un demisol și inconștientul mai jos, da, este un beci, să zicem, da. Ei, gândiți-vă că în fiecare din aceste părți sunt lucruri distincte. Și dacă în subconștient avem emoțiile, modul cum funcționează corpul nostru, informații despre noi, dar pe care noi nu le conștientizăm, nu le avem, ca să zic așa, noi nu ne numărăm, de exemplu, bătăile inimii, nu știm despre organele noastre cum funcționează. Toate aceste informații sunt în subconștient. Și mai este beciul ăla despre care spuneam, inconștientul, unde sunt informații din mentalul colectiv. Deci fericirea noastră depinde de modul cum știm să ne controlăm și să ne educăm pe partea emoțională. Aș vrea să vă întreb dacă la cabinetul nostru se prezintă astfel de persoane cu afecțiuni de ordin emoțional, dacă ei conștientizează că este o afecțiune de ordin emoțional și cei din jur cum ar putea să recunoască astfel, da, de probleme, când e cazul să mergem la psiholog? Păi să știți că toată lumea avem nevoie să mergem la psiholog. Ieri chiar am avut un copilaș de 10 ani adus de mămica, mă rog, care mămica sesizează o schimbare la copil de ceva timp, că a devenit mai interiorizat, că nu povestește anumite lucruri care se întâmplă, că a venit lovit, zgâriat și nu vrea să povestească, mă rog. Și el a zis copilul că el nu are nevoie, de ce să meargă la psiholog, nu are nevoie. Și stăm noi de vorbă, fără mămică, nu numai cu copilașul. La sfârșit, când a venit mămica, l-am întrebat, ce părere ai? Ți-a făcut bine discuția? Și zice, da, crezi că aveai nevoie sau nu? Da, aveam nevoie. Și mama zice, că și eu am nevoie. Să știți că toți avem nevoie. Toți avem nevoie de o ureche care să nu ne judece, da? De o persoană care să ne asculte, să ne înțeleagă, să nu ne judece, să nu ne critique, să fie obiectiv, să manifeste respect față de ceea ce simțim noi, pentru că la psiholog de asta merge, spui sufletul pe tavă. Și nu știu cât poți să faci asta în altă parte. Adică și soțului, soției îi spui, da, până la o limită sunt lucruri pe care le vorbim în casă și ar fi minunat ca comunicarea să fie cât mai deschisă.
Da, nu se întâmplă mereu așa, din diferite motive. Putem să vorbim cu o prietenă, cu un prieten, cu un coleg, cu mama, cu... dar știți, sunt niște limite, întotdeauna sunt niște limite. Ne gândim să nu îi încărcăm, să nu îi împovărăm, să nu îi supărăm, să nu îi iscăm conflicte, să nu ne judece, să nu se supere pe noi și diverse chestii de-astea, știți, lucruri care ne rețin, adică comunicăm cu ei până la o limită. Dar ca să spun eu așa, deci să-mi pun sufletul pe tavă, o facem la preot, preotul duhovnic și la psiholog, da? Ori să știți că avem mare nevoie să facem acest lucru, să ne curățăm, ca să zic eu, să... Vedeți, e un gunoi, sunt niște toxine care se strâng acolo, știți? Niște emoții negative, lucrurile acestea, avem nevoie să le deșertăm din când în când, să facem curățenie în suflet, în minte și acele lucruri care... ne frământă, poate sunt îngrijorări mai mari sau mai mici, sunt tot felul de situații prin care trecem. Ei, avem nevoie, așa cum în casă, avem nevoie să facem curățenie generală, la 3 luni măcar, da, o curățenie generală, că dăm noi pe aici, pe acolo cu aspiratorul, așa mai desigur că o facem, un praf, dar o curățenie generală, să muți, să ștergi geamuri, așa o faci mai rar. E, cam așa este și cu sufletul nostru, neapărat trebuie să facem curățenie generală din când în când, altfel dacă tot băgăm gunoiul sub preș, știți, la un moment dat se împute acolo și nu mai are loc și atunci ce face omul? Începe să... să aibă tot felul de gânduri negative, de blocaje, nu îi se mai leagă nimic, o stare sufletească, emoțională, inexplicabilă, dar de tristețe, de apatie, nu mai are randament la serviciu, nu se mai poate concentra, simte că nu îi e bine, dar n-ar putea să definească neapărat, adică nu are neapărat niște motive foarte grave, da? Dar simte că e într-o stare așa, nu prea, într-o formă nu prea bună. Este semn că ar fi bine să vorbească cu un psiholog, da? Să vorbească cu o persoană, cum spuneam, dispusă să îl asculte și să nu-l judece, omul să se simtă liber, pentru că nu ne-i frică, să știi, ne-i frică, foarte frică să nu fim judecați, să nu se râdă de noi, să nu fim criticați, cu toții suferim de chestia asta, pentru că avem partea asta de ego, apropo, care e minte și mintea minte. Cred că e interesant și aspectul ăsta să-l clarificăm. Pentru că mintea noastră are legătură, spuneam, cu judecățile de valoare, cu criticile, da, cu chestiile astea, informațiile astea exacte. Și cu asta se ocupă ego-ul, da? Atunci când noi ne comparăm, analizăm, observăm, criticăm, facem tot felul de aprecieri, da? Le facem din mental, din mintea asta care minte, da? Sunt niște gânduri de judecată, într-un fel sau altul. E, asta de multe ori ne minte. De ce? În ce sens? Pentru că mintea noastră, conștientă, este un construct. Ce înseamnă? Pe lângă niște chestii, să zicem, pe care noi le preluăm de la părinții noștri din mica copilărie, da? Influențele părinților, ce ne spun ei, convingerile lor, filozofia lor de viață, noi o preluăm, da? Și preluăm și conștient și inconștient. Sunt lucruri care se duc la partea conștientă și chiar aplicăm niște chestii. Dacă auzim diferite proverbe, zicători, mă rog, vorbe pe care le folosesc părinții, le preluăm și ne pomenim că le folosim și noi, le ducem mai departe, le folosim în relația cu copiii noștri și în viață, în general. Deci, mintea noastră, spuneam că este un construct format din influențele celor din jurul nostru, părinți, doamna educatoare, doamna învățătoare, profesorii, prieteni, rude, mă rog, deci toată lumea de care ne înconjurăm își pun într-un fel sau altul amprenta pe ceea ce suntem noi. E, unele se duc în conștient, suntem conștienți de ele, dar altele sunt sedimentate acolo în subconștient, dar ele își fac treaba. Da? Și creează și emoții care și ele își fac treaba. E, și din acest construct care este mintea noastră conștientă, da, noi, cum spuneam, judecăm anumite situații, ne raportăm, pur și simplu ne creăm, ca să zicem așa,
o filozofie de viață, un mod al nostru de a fi sau o personalitate, da? Personalitatea care este cei trei factori care contribuie la formarea personalității fiind ereditatea, mediul și educația. Deci cam așa este treaba cu mintea și cu emoțiile. Deci vin cu tot felul de situații, spuneam, vin cu pentru că pur și simplu nu se simt bine sau pentru că trec prin perioade de viață în care au nevoie de o ghidare, de un sfat sau pur și simplu doar de cineva să-i asculte. Se simt foarte încărcați, foarte copleșiți așa de diferite situații și au nevoie să vorbească cu cineva. Sau mai sunt oameni, adevărat mai puțini, care pur și simplu își doresc să se dezvolte, să devină mai mult. Și atunci ei știu că au nevoie de ghidare, de un mentor, de un consilier, de o persoană pregătită, avizată, care a parcurs un drum personal în sensul acesta și poate să îndrume. Ar fi minunat toată lumea să se ocupe de dezvoltarea personală. Dacă ne-am ocupat de dezvoltarea noastră personală, într-un mod preventiv, aș putea să zic, n-am mai ajunge în situații cheie, ca să zic, din punct de vedere al sănătății mentale și emoționale. Deci starea noastră de sănătate fizică, în corpul fizic, depinde de sănătatea psihoemoțională. Deci în mintea noastră se creează, să știți, boala sau sănătatea. Așa funcționează. Și apropo de acest aspect, că în mintea noastră se creează boala, există o categorie de persoane ipohondrice. Cum recunosc aceștia faptul că sunt bolnavi? Vin astfel de persoane la dumneavoastră, recunosc ca o problemă, pentru că sunt foarte mulți care consideră că sunt într-o fază terminală a bolii, care de fapt nu există. Exact. Să știți că ei nu se gândesc și nu se raportează la sine așa. E adevărat că mai aud chestia asta, cred că sufăr de ipohondrie, dar nu o zic așa mai mult la nivelul declarativ, nu neapărat că s-ar vedea acolo. În general, vedeți, noi ne manifestăm într-un fel sau altul și nu vedem în noi obiectiv, nu avem cum noi în noi, da? Noi vedem în ceilalți și de aia ne este mult mai ușor să-i criticăm, să le spunem lucruri, îi încurajăm, îi descurajăm, le dăm un feedback, da? Deci în raport cu ceilalți, noi suntem mai focusați, așa suntem noi creați, făcuți ca să-i vedem pe ceilalți din fața noastră, ca într-o oglindă. Ei, celălalt vede în mine. Sigur că el nu se vede pe sine așa, da? Nu-și dă seama. În schimb, este atât de blocat în emoțiile lui, că tot vorbim despre asta, da? Pentru că, de fapt, această tulburare, că este o tulburare, pornește din minte, cu o percepție distorsionată, cu o raportare personală, da, la ce se întâmplă, la ce aude, la viață, la alte persoane, da, că am întâlnit și eu, a venit la mine, da, o persoană care a murise, o colegă de birou de cancer și era la curent, ca să zic așa, cu debutul bolii colegei, cam cunoștea parcursul așa și având acest deznodământ și reacționând emoțional, evident, da, pentru că era o persoană apropiată pe care o cunoștea foarte bine, sigur că a fost tentată să se identifice. Asta facem. Ne identificăm cu persoanele în suferință. Și ce facem atunci? Preluăm niște emoții, preluăm emoții, da? Și în momentul în care eu încep să mă gândesc, a, păi uite, mi s-a umflat și mie aici la gât, ia uite și așa. Și tot gândindu-mă că am nu știu ce pe la gât și tot pipăindu-mă toată ziua, chiar am avut caz concret, da? Zice, doamnă, mi-au ieșit niște noduli pe la gât. Nu avea niciun fel de noduli pe la gât, da? Dar tot gândind că eu am niște noduli pe la gât, ce se întâmplă? Ăsta este un program, un program de boală, da? Deci gândurile noastre creează programe în creier. Și dacă eu mă setez spre un program, este ca o programare, da? Ca o programare, programez telefonul, ceasul să sune la ora 7 dimineața. Fix, eu mă programez aici în creier pe boală, da?
creez acest program și atunci, dacă eu m-am programat pe boală și mă tot gândesc la boală și sunt obsedată că mi iese nu știu ce, că mă simt nu știu cum, că deci îmi induc, ați înțeles, și mă programez și mă autosugestionez, așa funcționează. Subconștientul nu face diferența între realitate și imaginație. Și atunci, tot ce îi spunem noi, el preia de bun, da? Subconștientul. Și ce face el? Dă ordine, ca să zic, comandă în corpul nostru, sistemului endocrin, celorlalte organe, da? Să se comporte conform programului pe care eu îl am dat acolo, da? Să se comporte. Sigur că asta nu e în favoarea noastră, din contră, ne autosabotăm, dar oamenii, vedeți, nu sunt conștienți de aceste lucruri. Nu le cunosc și eu chiar spuneam, cred că și ieri într-un gând cu tâlcă, cei mai mari inamici ai noștri, da? Nu sunt virusii din afară, nu sunt neapărat oamenii din afară, să știți, ci noi suntem. Noi suntem cei și gândurile negative, programele acestea sunt cei mai, viruși, da? Cei mai puternici viruși care ne pot pune și răpune, da? Pentru că așa lucrează. Da? Sunt energii. Orice gând este o energie care își face treaba, lucrează acolo. Energiile nu apar, nu dispar, ci se transformă dintr-o formă în alta. Așa este și gândul, și emoția, și anumite somatici care apar în corp și anumite formațiuni materiale, da? Pot să apară formațiuni materiale. Un ganglion, un adenom, o chestie, sigur că pot să apară, da? Dar ideea este că ele au legătură întotdeauna cu ceea ce simțim. Deci ipohondrii sunt oamenii care se îmbolnăvesc, ca să zic așa, fiindu-le frică de alte boli. Deci este o frică. Și poate că ar fi de interes să specificăm că ne naștem cu frica de moarte. Există acel instinct de supraviețuire, da, care ține de creierul reptilian, da, de partea animalică din noi. Sigur că în baza instinctului de supraviețuire, acest instinct de supraviețuire, da, din cauza fricii de moarte, este foarte puternic și atunci, din frica aceea, aoleu, să nu mi se întâmple, aoleu, să nu mor, încep poveștile. Dar dacă mor, ce fac copiii mei? Dar mama ce face? Dar dacă așa? Dar dacă așa? Și face o întreagă scenarită, știți, un film așa, de a ajunge să creadă că e adevărat. Și chiar începe să povestească la modul acela, da, și să fie convins, intră într-un film așa, să fie convins că ce să mai e pe moarte, e pe nu știu ce, și să știți că dacă face chestia asta chiar ajunge acolo, cum spuneam, da, pentru că subconștientul nu judecă, nu îi zice, bă, omule, ești, vezi că ești dus cu pluta, tu ești sănătos, tu, ia vezi tu de treaba ta, programează-ți concediu, ai grijă de, da, de, uite, propuneți obiective, vezi-ți de viață, da? Nu îi spune treaba asta subconștientul așa, la modul ăsta, nu ne trage de mânecă. Pentru că el e dus acolo în blocajul lui, știți, când suntem cu nasul în copac, nu mai vedem pădurea. Când suntem blocați într-o idee și într-un program de boală sau orice alt program, da? Pentru că toate gândurile noastre sunt programe și aceste programe practic ne dictează starea de sănătate la nivel hormonal, da, se întâmplă, e o chimie, fiecare emoție are o chimie. În funcție de chimia pe care noi o determinăm, o stabilim sau o inducem în corpul nostru cu preponderență, suntem mai sănătoși sau mai bolnavi. Putem să ne influențăm longevitatea, da, putem să fim, chiar spunea acum domnul profesor Constantin Dulcan, cum putem să fim longevivi? Cum putem să fim sănătoși? Deci să fim sănătoși, să avem o viață lungă, prosperă, să ne simțim bine, da? Să avem energia, bucuria, speranța de viață, că asta înseamnă.
Înseamnă să ducem o viață sănătoasă, dar vedeți, trebuie să ne clarificăm ce înseamnă, că de viață sănătoasă am auzit ca generic, toată lumea știe că mănânc sănătos sau și când auzi, păi ce mănânci sănătos? Păi mănânc carne de nu știu ce, dar e pe grătar, la care pun nu știu ce, un așa, adică nu e, vedeți și aici sunt diferite curente, ca să zic, diferite păreri legate de alimentația sănătoasă. E, așa este cu toate. Deci, sănătate ar trebui să învățăm, dacă nu avem totuși niște noțiuni foarte clare, ar trebui să căutăm în jurul nostru oameni care ne inspiră pe partea aia, da? Eu știu că Roxana, uite, a ținut, da, și este într-un program de alimentație sănătos și arată bine și e foarte bine și așa și îmi place cum și o întreb, mă, Roxana, ce faci tu pe partea asta? Că uite și eu sunt în căutare, nu mă simt prea bine așa. Pentru că ce se întâmplă? Sigur că emoțiile noastre au un rol foarte important, deci sunt la bază. Dar contează foarte mult și cum ne alimentăm, și cum dormim, și dacă stăm în natură, stăm la soare, ne bucurăm cu picioarele pe pământ, da? Toate elementele acestea contează. Să fiu sociabil, să am prieteni, să comunic, să ies măcar o dată pe săptămână, da? Cu prietenii la un ceai, la o cafea, să am viață socială, să mă implic, dacă pot, în tot felul de proiecte sociale, de voluntariat, să știți că voluntariatul și faptele acestea bune, da, pentru semeni, sunt un instrument, ca să zic așa, foarte puternic de menținere a sănătății. Pentru că ne dă un soi de satisfacție, de mulțumire, niște emoții împlinitoare, de bucurie, pentru că ne hrănim. Noi oamenii, în afară de hrana fizică, că trebuie să mâncăm ca să funcționăm, da, avem mai degrabă, să știți, nevoie de hrană emoțională. Și atunci, faptele bune, bucuria celorlalți, mulțumirea, ați văzut, poate faci un gest micuț pentru tine, să zicem, da, e un leu unui om pe stradă care îți cere și așa. Și el pentru leu ăla să-ți dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc, așa, bă, stă așa, pentru tine leu ăla nu e mare lucru, poate. Dar când auzi recunoștința omului aceluia, aia te hrănește pe tine emoțional. Cu cât faci mai multe lucruri care te hrănesc emoțional și ți induc această stare de bucurie, uite, pot și eu să fac, uite, da, poate cineva odată mi-a zis, sau mama, când era supărată și așa, când era mic, mi-a zis, bă, dar nu e nimic de capul tău, noi nu o să se aleagă nimic de tine, nu ești în stare de nimic, ești praf și pulbere. Și am fost cumva programați pe eșec, da? Că este și asta o parte importantă, când ni se induc niște sugestii, din punct de vedere mental aici, noi ne creăm niște programe și ne setăm pe eșec. După cum, dacă suntem încurajați din mica copilărie, ne creăm programe de succes, de reușită, da? Și atunci, dacă eu am fost programat pe eșec și, uite, fac niște lucruri importante care mie mi-aduc recunoaștere, apreciere și o perspectivă asupra mea diferită, da? Uite, e ceva de capul meu, da? Până la urmă, uite, pot și eu să fac ceva bun pe lumea asta. Că sunt oameni care așa li s-a băgat în cap. Bă, nu ești bun de nimic. Și i-a intrat în cap că nu e bun de nimic și orice ar face el, și eu cunosc personal, oameni care chiar fac lucruri, sunt foarte capabili și și-au dezvoltat abilități, fac lucruri deosebite, speciale. Ei nu le văd, nu le recunosc. Pentru că așa au fost ei setați. Da, și este important, cum spuneam, cum ne raportăm la ceea ce ni se întâmplă, la ceea ce ne spun ceilalți, da, și că suntem ființe sociale, ne mișcăm printre oameni. Da, să avem grijă la cine ascultăm și cum ne lăsăm programați și influențați. Să nu deviem un pic de la subiect, aș vrea totuși să vă întreb pentru telespectatorii noștri, dacă au în familie sau prieteni apropiați, mm-hmm, persoane care suferă de o astfel de boală, cum ar putea să, da, îi ajute? Pentru că eu personal cunosc persoane, uh-huh, care
acceptă ideea, știu că au fost la medic, li s-a confirmat că nu suferă de această boală, cu toate astea își fac fel și fel de gânduri și de probleme. În această situație, în primul rând, i-aș sfătui pe aparținători să nu fie agresivi, da, cu cei care gândesc așa și să conștientizeze, să-și dea seama că dacă îi ajută, vor să-i ajute cu adevărat, să o facă cu blândețe și să nu le spună, bă, ești nebun, dar nu, n-ai auzit că n-ai mă nimica, dar tu nu înțelegi, pentru că el așa vede, înțelegeți? Vă spuneam că este, de fapt, o percepție eronată, deci el și-a creat acolo niște imagini și niște filme și tu nu-l mai scoți din alea, tu n-ai puterea, n-ai autoritatea să-l scoți. Autoritatea și puterea o are un specialist și atunci tu poți să-i spui, înțeleg, mamă, că dacă încă ești convinsă că ai o problemă și așa, hai să mai mergem, să mai cerem și alte păreri. Uite, m-am gândit ce ar fi să mergem și de regulă să știți că medicii îndrumă pacienții care sunt în asemenea situații, îi îndrumă spre psiholog, să știți, sau psihiatru, depinde de situație. Un aparținător poate să zică chestia asta, da? Hai să mergem, uite, să întrebăm totuși și un psiholog, da? Că psihologii se ocupă cu sănătatea mentală, să ne înțelegem, da? Nu cu nebunii. Cu nebunii se ocupă la psihiatrie, asta să ne înțelegem, da? Asta vreau să vă întreb. Deci, la psiholog nu merg nebunii, la psiholog merg oamenii sănătoși care se confruntă cu diferite provocări, dificultăți și nu pot să le facă față. Sau chiar dacă le fac față, nu este modul, calea cea mai bună pentru ei și atunci ei nu se simt bine. Deci să avem credința și curajul să ne adresăm unui specialist și să mergem să vorbim. Știți, un specialist, un psiholog, imediat își dă seama, să știți despre ce este vorba. Din modul cum omul deschide gura, din ce, nu numai din cuvinte ce spune, din paraverbal, adică tonul vocii, că e plângăcios, că e stins, că e, da, energia omului, își dă seama. Din ce transmite corporal, iarăși își dă seama, gesturi, postură, da, deci și cum intră pe ușa de la cabinet, vă spun că îți dai seama, când un om este cocoșat, copleșit și se simte așa, da, împovărat așa, și simți când omul, eu cel puțin, da, îmi dau seama, văd omul și îmi cam dau seama cum deschide gura și începe să mai și spună câte ceva și întotdeauna omul începe cu cel doare, ca să zic așa. Da? Că vin oameni care zic, doamna, nici nu știu cu ce să încep, că am atât de multe să vă spun că nu știu cu ce să încep. Începeți de oriunde, e bine oricum. Cu ce vă vine acum? Și eu știu că ce-i vine lui în momentul ăla e buba cea mai dureroasă, ca să zic așa, da? Deci, un specialist își dă seama ce e acolo. Și dacă mai are și confirmări, da, de la medic, că nu e vorba despre o boală, da, organică, nu e bolnav încă sau încă nu a ieșit la nivel în care să fie depistată boala prin investigații, analize de laborator și alte lucruri, pentru că mai este o situație, să știți că mai este o fază când boala, până să se manifeste în corpul fizic sub formă, da, care poate fi detectată medical prin investigații, mai este o etapă când boala, să zicem, este în corpul omului, mai degrabă în corpul spiritual, da? Adică în mintea lui, în emoțiile lui, la nivel energetic, că noi suntem energie, oameni, suntem spirite în corp fizic, da? Și atunci există și o asemenea etapă în care boala, până să se declanșeze fizic și nu poate fi depistată, este la nivel și atunci este etapa când este rolul psihologului. Dacă atunci omul este, ca să zic, suficient de inteligent, chiar pot să zic asta, da? De înțelept mai degrabă. Dacă omul este suficient de înțelept să meargă și să vorbească.
Da? Despre ce-l frământă, despre ipotezele lui, gânduri, mă gândesc că poate așa, așa, să vă spun cu ce mă confrunt, cum. Și atunci psihologul știe cum să-l ia, ce întrebări să-i pună, să se convingă, da? Și știe să-l conducă spre un proces de autocunoaștere în care omul singur să-și recadreze ipotezele și el singur să ajungă la concluzia, da, logic, luând-o așa pe un drum, un parcurs și prin niște întrebări adecvate, foarte bune, se adresează subconștientului, în care omul să zică, da, frate, să plece de acolo, da, așa e. De fapt, eu sunt sănătos și trebuie să mă bucur de șansa asta, de viața mea, de ce m-am de făcut, hai să mă concentrez pe ce am de făcut, pe binele și lucrurile bune din viața mea. Să mai punem situația în care, dacă familia nu reușește să îl convingă pe pacient, să zicem, să meargă la psiholog, poate reușiți noastră să-i convingeți. Sunt convinsă că la emisiune se vor uita oameni care suferă de depresie, anxietate, chiar persoane ipohondrice și se tem să meargă la psihiatru, poate pentru Bună a nu întrebare. Fi declarații... Da, a nu fi declarați nebuni. Să nu cumva să rămână fără permis de conducere sau fel și fel de aspecte. Da, mintea omului rulează tot felul de filme, de ipoteze, cum spuneam, și atunci își creează propriile spaime și din spaimele alea se blochează, da? Rămâne, stau eu aici că mă descurc, da? Sunt oameni care așa gândesc, mă descurc eu, văd eu, ies eu, e numai o perioadă, o să-mi revin. Da? Mai sunt și de ăștia. Așa. Dar o zic așa ca să scape, știți, de ceilalți și să nu facă un pas hotărător înspre ei, respectiv să ia decizia să vină la psiholog. Ce se întâmplă? Ar trebui totuși, zic eu așa, ce se întâmplă dacă mergi și îi dai binețe omului ăluia, te cunoști cu el și ceri o părere? Da? Poate n-ai neapărat o problemă și ar fi minunat să nu ai. Hai să vezi care e treaba, măcar de curiozitate. Nu? De ce să nu-ți dai voie? Până la urmă, ce pierzi? Da? Afli o părere care poate să-ți, cum să zic, să-ți confirme sau să-ți infirme ceva. Este părerea unui specialist. Și de regulă și la mine vin, știți? Au mai fost și la alții psihologi cu copii. Cam așa se întâmplă, știți? Cu copii. Și atunci, doamna, am vrut să știm și părerea noastră. E autism? Nu e? E ce e? E că nu știm ce să mai credem. Unul îmi spune că e ADHD, altul nu știu ce mai spune că mai e. Asta ce părere aveți? Sigur că mai sunt și asemenea situații, dar eu încurajez oamenii să aibă încredere în psihologi. Noi avem o școală de psihologie foarte bună, să știți, foarte bună și colegii mei sunt pregătiți, adică în funcție de formarea lor, de specialitatea, că și psihologia, să știți că este și ea compartimentată, ca să zic așa, da? În funcție de competențe, ce pot ei să facă. Ei, să aibă încredere că sunt oameni pregătiți. Dacă nu sunt pregătiți, da, îi îndrumă în altă parte, da? Sau îi trimit, dacă simt că sunt depășiți și așa, îi trimit ei la psihiatru, da? Dacă omul este într-o stare de criză, nu doarme, nu, sigur că putem să facem și noi niște metode, da, din terapie cognitiv-comportamentală, prin care să-l ajutăm pe om atunci, ca să zic, să-l scoatem din așa. Dar poate lui îi trebuie un somnifer, poate n-a mai dormit de nu știu când, poate este într-o stare de extenuare atât de puternică, încât nu e suficient, da? Numai prin metodele acestea holistice. Și atunci poate că are nevoie pentru o perioadă să ia un calmant, și atunci în drum. Dar neapărat dacă merge la psihiatru, este într-o situație foarte gravă, este pentru că a stat prea mult, a aștepta prea mult și se mai zice așa, mai bine plâng la psiholog, că mă descarc, da, plâng, decât să râd la psihiatru. Că deja când încep să râd la psihiatru și nu vorbim despre că facem o glumă, acolo ne cunoaștem cu domnul doctor sau așa, nu despre glumele astea e vorba, ci despre altfel de glumițe, ca să zic, da? Și sigur că dacă ajungem în faza aia e grav. Și atunci, din respect pentru noi, din iubire pentru noi, vedeți, Dumnezeu ne-a dat corpul ăsta fizic, cu împrumut, da? Ca să avem grijă de el.
Și numai cu acest corp fizic putem să avem grijă de cei dragi, putem să le fim alături, măcar pe copiii ajutăm să știe ei că mama și tata sunt bine acolo, sunt pe picioarele lor, chiar dacă sunt în vârstă, pot să aibă grijă de ei, sunt sănătoși. Cu asta îi ajutăm pe copiii noștri. Deci avem nevoie să avem grijă de corpul nostru. Și când vorbim de corpul nostru, vorbim și de mintea noastră, că de aici pornește. Aici e laboratorul sănătății noastre, să știți. Aici este laboratorul. Calculatorul, programarea, cum vrem noi să-i zicem. Da? Și să mergem la psiholog este o dovadă de respect, de atenție, de iubire față de noi înșine și față de oamenii care ne iubesc la rândul lor și pentru care vrem să fim funcționali. Dar dacă tu nu ai nicio apreciere față de tine, nu vezi valoare în tine, nu dai doi bani pe viața ta și să știți că sunt din păcate. Și e o durere mare aici că sunt chiar tineri care nu dau doi bani pe viața lor, să știți. E o durere mare aici. Adică, vedeți, în școală se fac foarte multe lucruri, da? Și punem accent mai mult pe formarea de abilități, de capacități, a gândirii, de pe cunoaștere. Dar vedeți, școala vieții, cum să trăim și cum să gândim într-un fel anume să fim sănătoși, nu prea se învață pe nicăieri. Și atunci asta ne revine și ne cade în sarcina noastră, da? A fiecăruia dintre noi. Și dacă eu am grijă de mine, copiii mei vor vedea un model în mine, da? Și vor avea grijă și ei la rândul lor de ei. Dar dacă eu mă neglijez, mă îmbolnăvesc, cad, dar nu mă caut, cum se zice în popor, nu mă duc la doctor, nu am grijă de mine, nu fac nimic pentru mine, ci mă las să cad din ce în ce mai jos, mai jos, mai jos, sigur că ofer un model, da? Un model copiilor mei prin care și ei se neglijează. Și unde duce chestia asta? Păi sigur că vedeți calitatea umană, a genei umane, a ADN-ului uman, ca să zic așa, depinde de modul cum noi înțelegem să avem grijă de noi, fiecare dintre noi. Deci le-aș recomanda să fac acest pas. Nu putem obliga pe nimeni. Da? Nu putem. Nu-i sfătuiesc pe aparținător să ia pe sus, să fie agresiv cu ei, să-i certe, să nu, pentru că mai rău le fac, să știți, le accentuează acele simptome și acele gânduri. Dar îi sfătuiesc să încerce cu blândețe și ei înșiși aparținătorii să se consulte cu un psiholog. Da? Deci dacă au în familie o asemenea persoană, să meargă și să spună, uitați, mama, nu știu cum să fac să o aduc pe mama aici. Să știți că mie mi s-a întâmplat, am fost întrebată și am găsit metode să-i aducem. Mi-aduc aminte, chiar am vorbit la telefon cu o doamnă la un moment dat, era la pat și nu vroia să vină, dar fata insista, de fapt sora, nu fata, insista foarte mult și nu vroia. Și a făcut o programare sora, nu au venit și eu când am văzut că n-a venit, am sunat înapoi și am întrebat, mai ajungeți? Și zice, știți, era programarea pentru sora și sora e la pat, spune că nu poate, dar nici nu vrea. Și am zis, dați-mi o mie pe sora, să vorbesc cu sora. Și m-am prezentat cine sunt, am ascultat-o, da, așa, avea într-adevăr o voce stinsă și încerca să se scuze cumva, că nu ajunge, că știți, așa se întâmplă, sunt tot felul de frici, de emoții, de rușini, de vin, de tot felul de chestii avem în cap. Dar, înțelegând prin ce trece și pur și simplu am invitat-o să ne cunoaștem. I-am spus că vreau să o cunosc, că sunt convinsă că va putea să se ridice, da? Are nevoie, am întrebat-o dacă își dorește asta, am întrebat-o da, dacă are copii, persoane dragi, da, avea toate motivele din lume să se ridice. Dar vedeți, nu le vedea în momentul ăla. Și când ne-a văzut și am ajutat-o să le vadă, da? S-a înviorat femeia și a venit adusă de soț și de soră. Așa a venit prima dată. După aceea, din ce în ce a fost mai bine și a fost bine. Deci, vedeți, e un moment acolo, în momentul ăla, dacă este o persoană și probabil persoana potrivită, că nu toți rezonăm cu toată lumea, mai e și asta o discuție, da? Sunt persoane care nu rezonează cu un doctor sau cu altul, cu asistentă sau cu, mă rog, da?
E vorba de energie, de modul cum funcționăm noi, de credințele noastre sau pur și simplu cum simțim omul că e acolo pentru noi, așa cum ne dorim și avem nevoie noi, știți? Și e important să rezonăm cu terapeutul, cu doctorul nostru, cu duhovnicul nostru, cu persoana care se îngrijește de mine, că practic îmi pun sufletul, mintea, corpul, mi le pun la dispoziția persoanei respective. Și atunci binele meu depinde de modul cum eu interacționez, comunic, cât de confortabil mă simt în relație cu acel terapeut și specialist. Da, da. Interesant. Da. Putem totuși să prevenim o da, boală mentală. Având grijă de noi și ducând o viață sănătoasă. Ce înseamnă o viață sănătoasă? Să mă alimentez sănătos și eu ce să zic, eu de 2 ani nu mai mănânc carne, ca să nu zic să mâncăm fără carne, știți, să mă înjure oamenii și așa, dar nu mănânc proteină animală. Deci proteină animală sunt situații în care dacă suferi de o boală, da, sau cancer, sau Doamne ferește, o boală autoimună sau. Deci proteina animală accentuează, da? Deci prin experimente, prin pur și simplu de laboratori, investigații și așa, deci se văd lucrurile acestea, sunt certe, stabilite de știință, da? Deci proteina animală amplifică înmulțirea anumitor celule, da? Pe care nu ni le dorim în corpul nostru. Și mai e ceva, tot cu proteina animală se hrănesc un anumit tip de celule care camuflează celulele canceroase. Când scoatem proteina animală din corp, scutul acela de celule, da, care camuflează pe cele bolnave, cade și atunci sistemul nostru imunitar poate să-și facă treaba. Acele celule canceroase devin vizibile și sistemul imunitar le distruge. O alimentație sănătoasă înseamnă să ne bazăm pe ce este natural, creat de Dumnezeu, să zic, da? Pe legume, pe fructele noastre din livezi, din pomii noștri, pe salate, deci salate cât de multe, în general cam asta, semințe, nuci, migdale, deci proteinele ni le luăm din semințe. Da? Ni ne luăm din semințe. Nu animalele fac proteina, să ne înțelegem. Proteina, da, dacă ne uităm și pe anumite, cum să zic, produse vegetariene și așa, da? Și vegetale conțin, toate conțin și mai mult sau mai puțin și proteină. Da? Deci ne luăm proteina, proteina este, ca să zic așa, se formează într-un proces cu aportul soarelui, da? Nu animalul fabrică el proteina. Deci o alimentație sănătoasă, cum spuneam, o gândire sănătoasă, un mindset, da? Niște programe mentale bazate pe succes, pe reușită, optimism, speranță, încredere, credință. Partea spirituală are o foarte mare importanță. Din punctul meu de vedere, nu poți să fii sănătos dacă nu ai o credință. Ata, mă rog, nu discutăm aici de care credință, dar să ai o credință puternică și să faci niște lucruri în acest sens. Domnul profesor universitar, dr. Vlad Ciurea, chiar spunea: eu sunt om de știință și pledez pentru credință. Îl citez, da? Deci sunt om de știință și pledez pentru credință. Nu există stare de sănătate mentală, emoțională, echilibru, da? Între minte, între creier și inimă, pentru că aici ajungem. Starea de sănătate, starea de fericire constă în acest echilibru tandem între creier și inimă. Și acesta nu poate exista fără credință. Da? Și chiar este dovedit, și eu chiar am vorbit, am avut o sesiune întreagă despre asta, cum credința influențează starea de sănătate și am venit acolo cu dovezi, cu experimente, cu studii, cu rezultate de la oamenii de știință care au văzut corelația foarte strânsă dintre starea de credință și starea de sănătate. Să citim, să stăm în natură, să ne plimbăm, să facem mișcare, să avem viață socială, cum spuneam, dar toate acestea ne asigură sănătatea psihică. Așa asta înseamnă și
o viață mai lungă, da? Cu cât omul este, se vede a la lung. Și apropo, pot să vă dau și o metodă, ne-a învățat domnul profesor Dulcan, da, acum la vizionari. Zicea adânsul, stabilește-ți în minte și fixează-ți în minte o poză, poza ta, la 30 de ani, la 40 de ani, când tu ești mulțumit cum arătai în poza aia și îți plăcea de tine, da? Și cumva parcă ai vrea să rămâi, să zicem, așa cum ești acolo imortalizat, da? Și pur și simplu cu imaginea aia în minte, pe aia să o ai, da? Pe aia să o ai în minte și tu să te raportezi la imaginea aia cum ești acolo. Sigur că au loc în corp, da? Tot felul de reacții, de, este o chimie, cum spuneam, care se întâmplă. Și te ajută în felul acesta, da? Niște reacții în ADN. Deci omul este într-o continuă, ca să zic, schimbare, transformare, primenire. Este important să fie un proces cu intenție, dirijat conștient. Da, putem să rămânem mai mult sau mai puțin tineri, după cum suntem noi setați pe treaba asta. Aș mai vrea să mai abordez un singur subiect, depresia. Din ce în ce mai mult afectează îndeosebi tinerii, se prezintă la noastră la cabinet astfel de persoane. Care ar fi problemele lor și cum am putea noi să îi ajutăm? Niște programe acestea mentale deficitare. Păi tot acolo ajungem, ați înțeles? Orice tulburare, orice distorsiune, orice neconcordanță, pentru că, vedeți, un om care suferă emoțional, el e în filmul lui, în visul lui, ați înțeles? Deci, vrei să-ți schimbi starea, nu-ți mai convine cum te simți, ce trăiești, realitatea ta, ești în filmul ăla și intră în altul. Sigur că asta se face cu un specialist, da? Omul e în filmul lui, se victimizează, se vede amărât, se vede poate părăsit, abandonat, neînțeles, singur, nu știu, au poveștile lor în minte, da? Ei, mai sunt și adevăruri, adică nu la modul adevărat, adică mai sunt și niște fapte concrete care pot să conducă la asemenea concluzii. Adică nu zicem că nu ar avea motive, dar, dragii mei, motive avem toți să ne plângem, să știți, dacă le căutăm. Toți avem motive, de un coleg care se ia de mine așa, de un șef care mă cheamă la raport și ăla e supărat din cine știe ce motive, altele, se pune presiune pe el și o iau personal. De soțul, soția care, nu știu, a fost și încărcat atunci tot de o chestie și mi-a răspuns în doi perși așa. De copilul care nu mă mai bagă în seamă, eu vorbesc cu el și îl chem la masă și el e dus acolo în calculator și așa. Sigur că avem motive și putem să le vedem și să le găsim. Contează foarte mult cum ne raportăm la ele. Contează foarte mult dacă fac o dramă, exagerez, amplific, da, dragă, și pun sare pe rană. Dar eu am vorbit cu tine, dar tu nu înțelegi, dar vrei să mă nebunești? Aud și chestia asta. Doamne, ăștia vor să mă nebunească și bărbatul meu și cu ăștia vor să scape de mine. Deci chiar aud, vă spun cu mâna pe inimă, chestia asta. Deci și nu o spune în glumă. Chiar crede în ea, nenorocirea e că poate să creadă așa ceva, o asemenea aberație. Dragii mei, deci cât am fi de inamici, să zic, că sunt momente când suntem și ca șoarecele cu pisica într-o casă, că cu copilul, că cu, știți, da, mai sunt și de-astea. Ei, cât am fi, se întâmplă să fim și așa, să nu mergem atât de departe, da, să ne gândim că ăsta este un demers, cum să zic, premeditat și vrea să mă nebunească și, deci, pentru că cum tragi așa ajunge și ai grijă ce vorbești și ăsta este un subiect bun, să avem grijă la cuvintele noastre, cuvintele noastre sunt energie, sunt vii, au putere creatoare cuvintele. Și ce scoatem pe gură, dacă îl fac pe un copil prost, bă da prost ești, bă da bătut în cap ești, copilul ăla tinde, intră în energia de prost. Păi eu sunt prost, mamă, eu nu știu, hai ajută-mă, doamnă, dar nu vrea să-și facă lecțiile fără mine, m-a nebunit și ăsta, ne apucă noaptea, eu și cu mâncare și cu aia și cu aia, să stau să-i dictez lui. Și copilul săracul, el tot zice, păi dacă mama, dacă nu știu, dar dacă eu îl fac prost într-una. Normal că dacă îl fac prost într-una, face pe prostul, da?
Adică chiar crede la un moment dat că e prost, că el nu poate, că el nu știe și intră așa într-o, cum să zic, într-o lentoare mentală, da? Într-o lene mentală și sunt, să știți, copii, pur și simplu nu-și mai pun mintea la contribuție, da? Că și așa mama a zis că sunt prost, lasă că face mama cu mine și așa, de ce? Și sunt visători, deci își găsesc alte gânduri și alte preocupări. Deci noi îi programăm pe copiii noștri cu limbajul, cuvintele pe care le folosim. Deci se punea foarte mare accent aici la conferință, în prelegerile domniilor lor, domnii profesori, pe influența mamei asupra copilului. Deci sunt mame care își programează copiii pe eșec, pe nereușită, pe frici, deci pur și simplu descurajându-i și spunându-le tot felul de lucruri de mici, din nervi, din inconștiență, din ignoranță, din ce sunt ele. Sau mai sunt mame cu diferite traume, că e la subiect, da, emoționale, nerezolvate, și atunci din traumele lor și filmele lor, cumva ajung să transmită și să-i programeze și pe copii în direcția aia, știți? Adică proiectează anumite gânduri, anumite, dacă o mamă, și eu am multe cazuri așa, a fost făcută proastă, de tata venea, bea, nu știu ce, și lua la rând copiii și îi făcea în toate felurile, și pe mamă la fel. Și copilul a crescut cu filmul ăsta, da? Și chiar am o situație, 4 surori, 4 fete au fost foarte mult agresate de părinte și cumva le-a tăiat aripile din mica copilărie. Ei, ele sunt femei în toată firea care au copii acum la rândul lor și au niște setări mentale foarte negative, au niște programări mentale care le-au condus în tot felul de situații de nefericire. Mai grav e că le-au proiectat pe copii și au și copiilor probleme în direcția asta, știți? Adică noi trebuie să fim conștienți că tot m-ați întrebat că poate îi conving pe oamenii care poate s-au regăsit în descriere sau ceva pe acolo, ceva din interior le-a spus, bă, stai totuși că poate are dreptate cu coana asta. Ia să văd eu totuși, de curiozitate, să vedem cum stau eu. Vedeți, mergem la stomatolog, ne mai cătăm prin gură, la o plombă, la un nu știu ce. Mergem când simțim noi nu știu ce la cardiolog, pe aici, pe acolo. Cu mintea la control nu prea mergem. Nu prea mergem cu mintea la control. Și credeți-mă că mintea sănătoasă, da, dirijează sănătatea în corp. Nu e invers. Nu e invers. Deci ar trebui să avem mai multă încredere. Măcar de dragul copiilor noștri, am avut un caz, deci o doamnă, da, avea tot la fel un program mental, era setată pe, la fel pe eșec, deși era într-o poziție de succes, statut profesional foarte bun și așa, dom'le, nu vedea în asta și dezvoltase o tulburare compulsivă, da? Avea mania de a cumpăra, rupea, da? Lua banii și se ducea prin mall-uri și venea așa, nici nu le desfăcea unele, știți? Pur și simplu, vă dați seama că tot strângea și le dădea, da? Le dăruia, dar avea bucuria de a cumpăra, asta e o tulburare compulsivă, că ești setat pe curățenie de nebun, că ești, nu știu, da? Sunt tulburări compulsive, care cauza este o tulburare emoțională, da? Acolo e buba. Și știți cum s-a trezit? Deci s-a pomenit într-o zi că fata, adolescentă fiind, i-a spus exact ce preluase convingerea mamăsii. Și mama avea chestia că ea e urâtă, fusese comparată cu sora ei în copilărie de o mătușă, îi spusese sora ta e mai frumoasă. I-a intrat chestia asta în cap. Și de atunci sora ei așa o ținea. Sora ei e frumoasă, sora ei e deșteaptă, sora ei așa, ea e urâtă, ea e proastă, ea e nu știu cum. Și în momentul când a auzit-o pe fata adolescenta, se pregătea să plece la o petrecere și s-a îmbrăcat frumos și mama admirându-o, așa admirându-o și puștoaica, zice, mami ce frumoasă ești. Și fata a zis, eu frumoasă? Nu sunt frumoasă deloc, eu sunt urâtă. În momentul acela mi-a spus că am pielea de găină acum pe mine, doamna, când am auzit-o așa că mi-a spus, mi-am dat seama ce-i fac copilului meu și mi-am dat seama că nu numai că eu mi-am distrus viața cu treaba asta așa, deci am avut un flash așa, un wow, mi-am dat seama că sunt pe cale să distrug viața fetei mele și atunci
a fost momentul acela cuantic, da? Un moment senzațional în care omul are o conștientizare, pur și simplu se trezește, ca și cum i s-ar fi luat vălul de pe ochi. Da, de cele mai multe ori se întâmplă chiar să realizăm ceea ce ni s-a întâmplat și să zicem eu nu o să fac așa și tocmai fiți așa facem. Da, mai sunt care vin, să știți. Doamna, am venit pentru că mama mea făcea și drăgea și așa și îmi spune diverse lucruri. Eu am zis că eu niciodată nu o să fac asta. Și doamna alarte să vă povestesc ce s-a întâmplat. A venit copilul de la școală, m-a supărat, s-a întâmplat ceva acolo și am început, doamna, nu mi-am mai dat seama, mi-am pierdut controlul. Și am început să spun și să fac exact cum făcea mama mea și cum îmi propusesem eu mie, îmi promisesem eu mie că n-o să fac niciodată. M-am surprins făcând exact ca mama. Și mi-am dat seama, a fost momentul în care am zis stop, trebuie să pun punct aici, trebuie să am nevoie de ajutor. Și am venit să vă cer ajutorul să nu mai repet experiența asta care pe mine m-a distrus. Da, facem așa, ca părinți. Și îi felicit pe cei care își dau seama la timp și vin și cer ajutorul. Sunt de apreciat. Deci sunt de apreciat oameni care își dau seama și cer ajutorul. Că unii din mândrie nu-l cer, alții din rușine, alții, cum am spus, convingeri limitative greșite, că eu nu sunt nebun, că eu n-am nevoie, că nu știu ce. Vă spun cu mâna pe inimă, toți oamenii care au venit în final, da, trimiși de cineva, forțați de o anumită situație sau nu, conjunctură, presiune sau așa, la finalul unei discuții au zis, Doamna, ce bine a fost, ce eliberată mă simt, nu știu, parcă mi s-au luat așa niște bolovan după mine, parcă, de ce nu-i fi venit eu mai devreme, de ce nu-i fi venit eu mai din timp să nu mai ajung așa să cad și... Adică s-au felicitat pe sine și și-au dat seama, v-am spus, dacă copilașul ăsta ieri mi-a spus asta. Da, aveam nevoie. Am zis că n-am nevoie, da, aveam. Acum am dat seama. Știți, oamenii nu cunosc, nu știu ce se întâmplă într-un cabinet. Și atunci, pentru că nu cunoaștem, tindem să respingem. Da? Că ne facem filme. Dar dacă mă întreabă asta, dar dacă nu știu ce zice, dar ce îi spune ostuia? Că mai sunt câte unii emotivi, se așează și simți așa cum trepidează și se relaxează, domnule, noi suntem ca la șuietă, încurajez să se relaxeze, un pahar cu apă, poate ceva dulce, poate are nevoie în momentul ăla, așa. Hai să ne relaxăm, facem o discuție banală, da? Cum de una, de alta, vremea, chestii, ca să mai intrăm în atmosferă, da? Și când simți că omul e stabil, puțin sunt din ăștia, dar mai sunt și de ăștia, da? Când omul e stabil, încep să treci la lucruri mai importante și să-l întrebi cu ce ocazie pe la mine. Foarte importantă discuția, doamna Camelia. Vă mulțumesc pentru că ați venit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și până data viitoare, multă sănătate!